Dragii mei, bine v-am regăsit la o nouă emisiune. Invitatul meu de astăzi este domnul avocat Marius Toanchină, senator PSD. Bine ați revenit în emisiune, domnule senator. Bună ziua, bine v-am regăsit. De la ultima noastră întâlnire, iară s-au adeverit cele spuse de dumneavoastră. PSD a intrat la guvernare, primul ministru este cel pe care dumneavoastră a spus că trebuie să fie în această conjunctură prim-ministru și încet, încet deveniți așa un oracol al politicii românești. Am făcut un calcul al omului simplu, nu am luat în considerare interesele de partid, nu am luat în considerare ambițiile, eu știu, partidelor care au refăcut coaliția, ci am gândit ca un om de rând, ca un om simplu, e drept mult mai informat decât cetățeanul de rând, pentru că sunt în apropierea celor care astăzi fac parte din guvern și am considerat că pentru această țară cea mai bună soluție este disciplina militară și anume domnul Nicolae Ciucă. Poate de aceea s-au adeverit previziunile pe care eu le-am făcut. Repet, nu este un calcul complicat, ci un calcul simplu, plecând de la premise normale. Foarte multă lume, chiar și în presa națională, cântă apropiatul prohod al acestei coaliții. Ca Cum comentați dumneavoastră orice, aceste afirmații? început este greu, mai ales că acest început al noii coaliții vine după o perioadă de câțiva ani în care partidele care sunt principalele partide, nu vorbim de UDMR, s-au atacat foarte mult, s-au denigrat. De aceea, în politică, este bine ca atunci când pleci să nu închizi ușa și să o lași deschisă, pentru că există și acest risc, să-i spunem așa, al reînodării firului și perioada de armonizare ar trebui să fie cât mai scurtă. Cred că era singura variantă această coaliție între cele două mari partide, PNL și PSD, pentru a conduce această țară. Am văzut ce s-a întâmplat în perioada imediat următoare după alegeri, când coaliția a fost făcută din partide care au obținut un scor mai mic în alegeri, ignorat fiind de către președintele țării câștigătorul alegerilor parlamentare, și anume Partidul Social Democrat. Acum este, deși există multe diferențe între PSD și PNL, totuși există șansa că atunci când cele două partide ajung la o înțelegere, ceea ce au convenit să treacă foarte ușor, pentru că aveți o majoritate zdrobitoare în Parlament. Continuând ideea anterioară, aș vrea să mai adaug că e nevoie și de înțelepciune. Această majoritate zdrobitoare, să-i spunem așa, obligă cele două partide să meargă împreună și să guverneze această țară. Iar atunci când partidele sunt obligate să țină cont de interesul național, nu se poate ajunge decât la o situație de colaborare. La insistențele în special a PSD-ului, iată că s-a dat această ordonanță de urgență a guvernului, în care s-a mărit punctul de pensie cu 10% și iarăși alte măsuri sociale, iarăși pentru alte măsuri sociale luptă PSD-ul. Cum vă înțelegeți cu PNL-ul din acest punct de vedere? Eu cred că aceste măsuri sociale care au început să fie implementate au fost negociate înainte, astfel că există un consens asupra lor, iar ceea ce cere PSD-ul, sunt convins că vine și din partea PNL-ului, cel puțin un acord tacit din partea acestora. Tocmai de aceea și negocierile pentru formarea noului guvern au durat mai bine de 6 săptămâni, pentru a se putea pune la punct și a se conveni asupra tuturor aspectelor de prim interes în această perioadă.
iar majorarea pensiilor și a celorlalte venituri era necesară, ținând cont de scumpirile care se anticipează. Văd că sunteți consecvent în Parlament privind poziția dumneavoastră față de luptătorii, memoria luptătorilor anticomuniști din România și în special din Țara Făgărașului. Recent ați avut iarăși o declarație politică vis-a-vis de situația Anei Săbăduș, care este, trebuie să le spunem, a fost soția, pentru că a trecut în neființă, a fost soția lui Ion Gavrilă Ogoranul, după ce soțul dumneaei a murit în închisoare. Asistăm de câțiva ani, în special de la momentul aderării noastre la Uniunea Europeană, de un asalt asupra istoriei acestei țări, asupra memoriei colective, memoriei istorice a poporului român. La acest moment istoria se studiază o singură oră pe săptămână. De aceea, din forurile cele mai înalte ale acestei țări, suntem obligați, poate că de acolo ne face mai bine auziți, să readucem în memoria colectivă evenimentele istorice, persoanele sau personalitățile istorice care au marcat istoria acestei țări și la care ar trebui să ne întoarcem mai des. Ca o simplă coincidență, pentru că nu a fost nimic intenționat, la 1 decembrie a fost emisă și bancnota de 20 de lei cu primul chip feminin reprezentat de eroina din primul război mondial, Ecaterina Teodoroiu. Eu cred că acest model, să spunem, absolut de femeie istorică, pentru că bărbații în istorie sunt glorificați într-un număr neștiut, a fost imitat și de sacrificiul soțiilor, mamelor, surorilor, celor care au luptat în rezistența anticomunistă. Și totodată să nu uităm că mamele au fost cele care au dus greul acestei țări, pentru că într-o perioadă de 100 de ani, o perioadă mică raportată la scurtă, raportată la istorie, când bărbații acestei țări au plecat și au murit luptând pentru țară, mamele, femeile au fost cele care au dus mai departe greul acestei țări. De aceea se cuvine să aducem cât mai des în memoria publică sacrificiul feminin făcut de această țară de-a lungul istoriei. Iar aceste persoane pe care noi le mai comemorăm cât se mai poate, trebuie să ne fie un model și pentru noi, și pentru noi ca generație. Sunteți de profesie avocat și în același timp și parlamentar. Am spus deja în celelalte emisiuni că vreau să ascult poziția dumneavoastră în câteva probleme care sunt puse foarte des pe tapet în societatea noastră în acest domeniu. Și prima ar fi aceea cu nu penalii în politică, fără penali în viața politică. Și aici, că am înțeles ideea, dar s-au ajuns, zic eu, la niște exagerări. Care este punctul dumneavoastră de vedere? Trebuie să facem diferența între lozincă și statutul legal de penal, să-i spunem așa. Da. Din păcate, a fi penal înseamnă a fi condamnat în mod definitiv de către o instanță penală ca urmare a săvârșirii unei infracțiuni. Până la momentul rămânerii definitive a unei hotărâri judecătorești în ceea ce privește săvârșirea unei infracțiuni, nicio persoană nu poate fi catalogată ca fiind penală. De aceea, denaturându-se sensul acestui cuvânt, el a fost transformat în lozincă, preluat, rostogolit, dat mai departe, chiar pe alocuri instituționalizat. De ce? Pentru că foarte multe persoane urmărite penal și-au pierdut anumite drepturi, n-au putut beneficia de anumite drepturi, iar la final, când s-a dat hotărârea definitivă, a fost de achitare.
Nimeni nu le-a mai dat acestor persoane înapoi viața, familia pe alocuri, uneori chiar viața, poate nu a lor, dar a celor dragi. Pe de altă parte, odată dobândit acest statut de condamnat penal într-un mod definitiv, acest statut încetează prin reabilitare. Asta că vreau învățat. Astfel că odată ce încetează, din punct de vedere penal, legea nu mai sancționează, încetează toate interdicțiile, incapacitățile, toate decăderile. Prin reabilitare, o persoană anterior condamnată penal redobândește deplinătatea drepturilor și le poate exercita. De aceea, nu este bine să ne întoarcem în istoria unei persoane și să o stigmatizăm. Pe de altă parte, nu este bine nici pentru partide să promoveze oameni cu un trecut care ar putea fi valorificat din punct de vedere politic, exploatat din punct de vedere politic. Pentru că știm foarte bine, politica are mai mult interese decât principii. Astfel că e foarte greu să te aperi în fața unei asemenea avalanșe. Ar fi bine ca cei care recurg la aceste metode să se documenteze înainte de a se folosi de ele. Nu sunt un fan al fostului premier Câțu. Clar nu sunt un fan al domniei sale. Însă mie mi s-a părut exagerată reacția pe care a avut-o și o parte a clasei politice vis-a-vis de domnia sa. În tinerețe am făcut o greșeală, acum zeci de ani. Acum toată viața eu să fiu pentru asta terfelit, interzis și așa mai departe. Nu credeți că a fost o reacție mult exagerată? Ba da, dar această situație a fost alimentată de, spun eu, de două cauze. În primul rând, o persoană care este condamnată în străinătate pentru a dobândi același statut în țara de origine, în România, trebuie ca sentința respectivă să fie recunoscută de către instanțele române, lucru care nu s-a întâmplat. Și persoana în cauză, chiar dacă a fost condamnată într-o altă țară, dar nu s-a recunoscut sentința în România, nu are statutul de penal. Da. Aceasta este prima cauză. A doua cauză este pasivitatea domnului Câțu, pentru că niciodată nu a venit să explice aceste lucruri. Chiar dacă s-a întâmplat o greșeală undeva în tinerețe și am fost surprins, am plătit pentru ea, dar nerecunoscându-se această sentință în România, eu nu am statutul de penal. Iar a preferat politica struțului, domnul Câțu. A băgat capul în pământ și a crezut că această avalanșă, acest bulgăre de informațional, la un moment dat se va opri. Nu s-a oprit până în momentul în care el nu a pierdut funcția de premier. De aceea, din punctul meu de vedere, trebuia să ia poziție față de această situație. Iar o situație care mie nu mi se pare normală și nu știu dacă sunteți de acord cu asta, dumneavoastră parlamentarii, pentru că sunteți afectați unii dintre dumneavoastră de această prevedere legislativă, ați putea să modificați. De exemplu, mie mi se pare anormal ca tu să fii condamnat penal pentru că ți-ai angajat la propriul birou senatorial sau de deputat soția, fiica, știu eu, un apropiat. Păi în cine să am eu cea mai mare încredere decât în soția mea, în fiul meu, în fiica mea, ca să desfășoară activitatea acolo. Banii aceia, statul, tot așa îi dă. Ori că îi dă soției mele sau fiului meu sau fiicei mele, ori îi dă unui străin de mine. Și mi se pare anormală această interdicție. Cum o vedeți dumneavoastră? Vedeți dumneavoastră, această interdicție practic decurge dintr-o normă de moralitate. Pentru că statul îți alocă niște bani. Soția, soțul, copii, oricum beneficiază de pe urma venitului tău. Și atunci legea spune, de aceea și este sancționat conflictul acesta de interese, că preferabil ar fi să angajezi o persoană din exterior căreia tu să-i asiguri un venit. Nu este vorba neapărat de o chestiune de încredere, pentru de încredere restrânsă la relația de familie, pentru că poți să găsești și din exterior persoane de încredere. De aceea vine și sancționează această situație
puțin imorală. Ar fi cumva exagerat, spun eu, totuși să-ți angajezi soția și atunci venitul de la stat să se ducă tot în familie. Să spunem, în condițiile în care tu ești avertizat asupra acestei situații, bine ar fi să te protejezi. Da, și aici să nu, vă dau dreptate. Și să nu încerci să găsești soluții, cum să spun, nu neapărat de compromis, soluții de a ocoli această normă dispozitivă. Să angajezi fictiv o persoană, dar banii să se ducă tot la membrul tău de familie. Da, asta ar fi, da, incalificabil. Asta ar fi într-adevăr incalificabil. Din nefericire se întâmplă lucrurile acestea. Iar persoanele respective, în momentul în care au ajuns în respectivele demnități, au fost avertizate cu privire la această situație. Încercând să eludeze dispozițiile legale, ajung în situația în care sunt găsite incompatibile sau în stare de conflict de interese. Rămânem tot în această zonă. Să vorbim despre evazioniști. A fost acea propunere, nu știu în ce stadiu este, ca până la o anumită sumă, dacă evazionistul și-a plătit prejudiciul plus o amendă adevărată, o sumă adevărată, să nu facă pușcărie. Personal sunt de acord total cu o astfel de lege. Am auzit însă și văd o adevărată isterie, iarăși la nivel național, nu la pușcărie, ce fură și după aceea și strigă oameni, atenție, strigă oameni care în viața lor de multe ori au furat și n-au fost prinși. Este o chestiune de politică penală. Legiuitorul, în momentul în care stabilește sancțiunea unei infracțiuni sau cauzele de impunitate, de nesancționare a unei infracțiuni prin îndeplinirea anumitor condiții, el ține cont de efectele sociale, inclusiv cele, să spunem, mentale. Cum se propagă în societate sancționarea sau nesancționarea unei anumite fapte. Eu cred că în cazul evazioniștilor, până la un anumit nivel, interesul acestei societăți este în recuperarea prejudiciului. Clar. Astfel că o persoană, deși a greșit din punct de vedere social sau din punct de vedere penal, îi se permite ca plătind prejudiciu plus o amendă care vine să-l sancționeze și pe el personal, cred că această sancțiune este prioritară față de privarea de libertate, pentru că în momentul în care este privat de libertate, o persoană poate să fie pusă în situația să nu mai poată plăti acel prejudiciu. Și atunci societatea este privată și de recuperarea prejudiciului, dar trebuie să mai întrețină și acea persoană care se află în stare de detenție. Cred că ar trebui să lăsăm legiuitorului, atunci când își creionează politica penală în anumite zone sau pe anumite zone infracționale, să lăsăm acest atribut al deciziei, să stabilească legiuitorul sancțiunea și nu noi, din punct de vedere social, să comentăm toate pedepsele care se dau sau, eu știu, situațiile în care o persoană, așa consideră statul, trebuie să plătească despăgubirea și să nu fie privată și privată de libertate. E o chestiune de politică penală. De politică penală și eu zic că ar fi bine ca această lege să fie modificată în sensul în care am spus și eu. Păi vă dau două exemple așa cât se poate de convingătoare. Messi, celebrul fotbalist, face o evaziune fiscală enormă. Plătește o amendă, tot enormă, returnează prejudiciul și își vede de treaba lui. Bănuiesc că nici el, că el își vede de fotbal, de probabil că cei din jurul lor au făcut acele, hai să le zicem, inginerii financiare. Nu face. La noi, Gică Popescu, iară un simbol al fotbalului românesc, pentru o sumă infinit mai mică, deși plătește prejudiciul, este trimis în închisoare. Sunt niște lucruri incalificabile, zic eu.
Vedeți, în cazul, de exemplu, în cazul lui Messi este un exemplu școală de egalitate în fața legii. Adică, indiferent cât de celebră este o persoană, da, răspunde ca orice om de rând. În cazul lui Gică Popescu, tot un caz școală este. Doar că el trădează setea de, cred că de răzbunare, setea de sânge a acestui popor. Societatea vrea nu numai amendarea, recuperarea prejudiciului, vrea nu numai întemnițarea persoanei respective, dar vrea totodată și distrugerea unui mit. De aceea ar trebui legea să fie mult, mult mai îngăduitoare în ceea ce privește anumite zone infracționale. De acord, și Gică Popescu a și dovedit-o, că după ce a ieșit din închisoare, iată, a fost consilier al primului ministru în ceea ce privește organizarea campionatului european și a făcut-o cu profesionalism. Deci un astfel de om să-l bagi în închisoare, mi se pare este total aiurea. Un exemplu bun că mitul Gică Popescu nu a dispărut și faptul că el este consilierul primului ministru nu atrage asupra lui consecințe de genul reproșurilor media că un fost condamnat penal se află într-o asemenea demnitate. Pare să că în acest caz mitul a învins realitatea. Da. Un nou caz foarte dezbătut acum, cel al ministrului de la cercetare. Digitalizare. Și cercetare și digitalizare, da? Care tocmai și-a dat demisia. Aici, iarăși, nu înțeleg pe cei care știu că vor fi verificați, știu că sunt în vizorul atât a jurnaliștilor cât și al adversarilor politici, care oricând vor furniza informații. De ce riscă ei așa să declare niște lucruri care știu că nu sunt adevărate? În acest caz, nu s-a aplicat legea așa cum ar trebui și să vă spun de ce. Pentru că acest ministru a fost promovat de un partid, al doilea cel mai mare partid din această țară. La promovarea lui au concurat foarte multe persoane cu putere de decizie, dar în momentul în care a fost vorba de răspundere, a răspuns doar el. Dacă este așa cum se spune și motivele pentru care s-a retras și a dat demisia sunt reale, adică absența acelei lucrări de doctorat, și dacă îmi cereți mie părerea, eu pot să spun cu certitudine că acea lucrare există, dar acum invocă absența ei pentru a nu fi supusă acelor reguli și rigori ale plagiatului și mai bine ea nu există decât să fie o lucrare falsificată. Da. Întrebarea mea este de ce nu se face dreptate până la capăt și nu răspund toți cei care l-au promovat. De ce răspunde doar el? Cum se poate ca un minister? Digitalizarea este un domeniu nou, e inovator la acest moment în societate. Cum poate să ajungă o persoană ministru care spune eu nu știu nimic despre acest domeniu, dar pe parcurs mă voi acomoda? Sunt cuvintele lui. Da. El a spus. Iar dacă ne uităm la diplomele pe care le-a exhibat, ne luăm cu mâinile de cap. Sunt niște facultăți care par mai degrabă a fi fabrici de biscuiți. Au niște denumiri din acestea așa puțin pretențioase. Ele nici măcar nu mai există în fapt. Și mai mult decât atât, la momentul la care au existat, nici n-au reușit să intre în mentalul public. Nu își aduce aminte nimeni de ele. De aceea trebuie să fim foarte atenți în momentul în care trimitem în Guvernul României, indiferent de ministerul pe care urmează să-l conducă o asemenea persoană, să fim foarte atenți cum selectăm o persoană. Pentru că, vedeți, de aceea cele mai bune guverne sunt cele de tehnocrați, pentru că ele reușesc să performeze, sunt oameni pregătiți care au făcut performanță pe domeniile respective. Doar că de multe ori partidele politice nu regimentează astfel de persoane pentru că, să o spunem pe a dreaptă, nu sunt deloc profitabile. Da. Sunt foarte bine pregătiți, ei sunt puși acolo, când îi pui acolo, ei își fac treaba, ei nu țin cont de interesul de partid sau eu știu ce găști mai sunt prin unele partide.
Iar dacă nu ai asemenea persoane, e foarte greu pentru un partid să stea în spatele unui asemenea om care este adus, eu știu, dintr-un domeniu tehnic. Eu știu, la transporturi, la digitalizare, că tot vorbim de acest domeniu. Ar fi trebuit în cazul domnului ministru Roman să răspundă toți cei care l-au promovat. Un caz, să zic, un exemplu la ceea ce a spus dumneavoastră, e chiar în partidul dumneavoastră. Acum tare se discută despre numirea fratelui secretarului general al partidului dumneavoastră în acea funcție. Da, a fost numit fratele domnului Stănescu la ANR, Autoritatea Națională de Reglementare a Energiei Electrice. Fără având o pregătire în acest domeniu. Da, din punct de vedere al pregătirii, nu are. Doar că a fost un vot strict politic și vedeți că orice încercare de a penetra aceste motive, de a identifica sau de a scoate la iveală motivele pentru care a fost promovat, pălesc în fața argumentului politic. A fost o decizie politică. Vă pun o întrebare la care majoritatea politicienilor nu au răspuns. A spus, domnul, nu-i treaba noastră. Este vorba de excluderea din magistratură a judecătorului Daniel Leț. Comentați această excludere? Da. Dacă vă fac o analogie cu infracțiunea. O infracțiune are aceleași limite de pedepse pentru toate persoanele, indiferent de calitatea lor. Există în câteva excepții când pedepsele fie se reduc, fie se majorează. Și în cazul acesta ar fi trebuit să se procedeze la fel. Dacă exclus din magistratură un judecător, pentru că el în viața lui personală a săvârșit niște acte sau niște acțiuni care se presupune că aduc atingere prestigiului acestei profesii, cu atât mai mult trebuie să sancționezi cu aceeași sancțiune a excluderii pe cei care încalcă legea în mod voit. Și știm că de-a lungul timpului multe completuri de judecată au fost mai mult plutoane de execuție în mâna celor aflați la guvernare, în mâna politicului. De aceea, această sancțiune, posibil să fie întemeiată, posibil să fie mai puțin întemeiată, ea cade ca o bombă. Dintr-o dată, în țara aceasta, s-a știut că au fost plutoane de execuție printre magistrați, nu s-a luat nicio măsură și dintr-o dată apare cazul Dănileț, pe care îl exclude. Pentru niște postări, eu știu, pe... Niște copilării, aș putea niște spune. Copilării. Cred că ar trebui să se facă, să se aplice aceeași măsură în privința tuturor magistraților care, repet, de-a lungul timpului, voit sau nevoit, în virtutea profesiei, mult mai grav, sau în viața personală, cum este cazul lui, au săvârșit fapte care aduc atingere prestigiului profesiei. Nu sunt în măsură să mă pronunț pe temeinicia acestei sancțiuni, să spun da, a fost întemeiată pentru că sau nu a fost întemeiată pentru că. Este o decizie strict administrativă. Știm precedentul Camelia Bogdan. Dar Camelia Bogdan a făcut parte dintr-un pluton de execuție pe care l-a devoalat președintele României când a spus îl scoatem pe Stan Mustață, și știm că a și decedat între timp, din complet și băgăm pe Camelia Bogdan și asta îi va da maximul de pedeapsă lui Dan Voiculescu. Maximul de pedeapsă însemna 10 ani. Ea exprimându-se că dacă putea să-i dea 20, 20. Așa s-a și întâmplat. Și atunci, nu putem să-l punem pe același palier. Nici poveste. Pe Cristi Dănileț cu Camelia Bogdan. De aceea, dubla măsură nu este binevenită. Iată, am ajuns deja la sfârșitul emisiunii, domnule senator. Dacă doriți să transmiteți un mesaj telespectatorilor. Eu doresc, în primul rând, făgărășenilor și românilor, în general, sărbători cu liniște. Cu pace. Cred că sunt ingredientele care lipsesc la acest moment.
Și am ajuns și în situația în care liniștea și pacea, din nefericire, nu mai depinde de prezența celor din jur, ci de starea materială. Ar fi bine ca în aceste momente să ne interiorizăm mai mult, să ne uităm în interiorul nostru, să ne regăsim și să scoatem la suprafață amintirile pe care le avem din perioada copilăriei, din perioada adolescenței, să luăm ca reper acele momente, să încercăm să ne bucurăm mai mult de prezența părinților, bunicilor, fraților, de prezența familiei și, dacă se poate, în aceste momente, aceste sărbători definitorii pentru noi ca popor creștin, să fim mai buni. Să fim mai buni și să lăsăm la o parte problemele, în măsura în care se poate, problemele din jurul nostru și să ne bucurăm de prezența persoanelor dragi. Le doresc sărbători cu pace, cu liniște și un an nou cu bucurii și cu mai multă liniște sufletească. Vă mulțumesc încă o dată pentru prezența în emisiune. Și eu vă mulțumesc. Dragii mei, până la viitoarea emisiune, Mihai Maga vă dorește multă sănătate și liniștea pe deplin meritată.